Bună ziua, dragi copii! Astăzi ne vom reaminti ce este un text non-literar. Așadar, textul non-literar conține termeni de specialitate. Anotimpul bogăției, dar și al culorilor, este, bineînțeles, toamna. Voi, copii, ce știți și ce v-ați dori să aflați despre acest anotimp? Știți de ce cad frunzele copacilor toamna? Pentru a afla informații clare și precise despre un anumit subiect, puteți răsfoi enciclopedii sau reviste și naviga pe site-uri pentru copii. Iată câteva exemple. Pentru a afla răspunsul la întrebarea de ce cad frunzele toamna, am navigat pe internet și am descoperit site-ul pentru copii Ani de Școală. Am citit cu atenție articolul, iar cuvintele necunoscute le-am explicat cu ajutorul dicționarului limbii române pentru școlari. De asemenea, puteți folosi dicționarul explicativ al limbii române, DEX, sau puteți intra pe site-ul Text Online. Iată textul științific. Pe măsură ce ascultați, notați cuvintele sau expresiile pe care nu le înțelegeți. De ce cad frunzele toamna? Odată ce sezonul rece se apropie, zilele devin tot mai scurte și mai reci. Dacă trunchiurile robuste, rădăcinile și crengile rezistă chiar și la temperaturi extrem de mici, frunzele nu sunt atât de puternice cât să reziste frigului și încep să se desprindă și să cadă. Un alt motiv pentru care frunzele ajung să se aștearnă într-un covor arămiu este acela că lumina soarelui este tot mai puțin suficientă pentru a hrăni frunzele și a genera energie pentru copaci. Când temperaturile se apropie de îngheț, transportul de apă de la rădăcină la trunchi și de la trunchi la ramuri și apoi la frunze este tot mai dificil. Să încercuim cuvintele necunoscute. Sezon, o perioadă a anului. Robust, puternic. A genera energie, a produce energie. Fiind un articol științific, cu siguranță vom întâlni termeni de specialitate. Să îi găsim pe cei din paragraful 1. Trunchiurile, rădăcinile, crengile, temperaturi, frunzele. Cu siguranță îi veți descoperi cu ușurință pe cei care se ascund în paragraful 2 și 3. V-ați dat seama, desigur, că sunt termeni din domeniul științelor naturii. A sosit momentul să ne întrebăm ce am reținut după citirea articolului științific. Iată un exemplu de răspuns. Am reținut că frunzele nu sunt la fel de rezistente ca trunchiurile, rădăcinile și crengile. Sau, când temperaturile sunt scăzute, transportul de apă către frunze este mai greoi. Înainte de a ne lua la revedere, vă invit, dragi copii, să aduceți toamna în casele voastre.
Intrați pe internet și veți găsi numeroase exemple de tablouri colaje în care au fost folosite frunze de diferite culori, forme sau mărimi. Lăsați imaginația să zboare. Nu-i așa că toamna e frumoasă? Pe curând!